fiți atenți aici. Ăsta e ultimul clip care îl fac gen anunț Facebook. Încă mă faceți pe mine prost, incult și neștiutor. Eu vă fac pe parte din voi. După atâția ani, încă nu-mi cunoașteți paginile mele de Facebook, 4, plus pagina oficială. Încă nu le cunoașteți. Nu mai zic aia de YouTube, aia care mă piratează. Sunteți o groază care îmi scrieți Nelson, m-ai scos din listă. Motiv pentru care te-am scos. Prietenul tău din listă ne-a dat coment urât și tu nu ai luat măsuri. Unul la mână. Doi la mână. O groază de pagini oficiale pe numele meu care voi, pe unii dintre voi v-am în listă și voi îi dădeți apreciere la ăla și îi lăsați coment la ăla. Nu mă interesează că își face lumea, că dar îmi face reclamă, ținând cont de numele meu. Dar comentează numele meu și comentează urât. Iar voi ziceți, nimă la Nelson cum vorbește. Dar voi nu vă uitați acolo, bă, stai să dăm Nelson, să vedem. De când are pagina, câți prieteni are, pe cine? Voi? Pe eu sunt prost sau voi sunteți proști? V-am spus de atâtea ori. Am pagina mea din 2012 sau 13, Mondialul Nelson, cu peste 40.000 de abonați. Și la poza unde-s cu UAA, șampania în mână, am etichetat toate paginile mele. Toate patru paginile mele, plus, ce m-am încădat sub, plus pagina oficială. Asta e poza de aia mică cu șampania, de ce e poza? Nu e de profil. Bă, da. Da? Și la poza de copertă o am ăla rotund care mi-a făcut-o Iulian, înțelegi? Nelson oficial, unde vă scrie și acolo ăla de YouTube, tot. Și acolo am matriculat, cum să... etichetat toate astea mele, paginile mele. Și e așa greu să te uiți, înțelegi? Că și-au făcut și pagini oficiale, și pagini de Facebook, pe numele meu. Viermi. Că ea nu se poate ridica niciodată în viață să-și prindă o valoare, un nume, un talent. Înțelegi? Nu e problemă că și le-au făcut, dă-i în supărare să-i mâncă. Dar cum v-am spus, intră și scrie futu-ți gâții mătii și apare Nelson Mondialul și lumea crede nimă că mă înjură. Deci, pe ăștia care v-am scos, am urmărit toate paginile false și unde ați dat apreciere la pagina falsă și încă și lăsat coment pentru prostia care o aveți. V-am scos din listă, măi, că sunteți duluși! Stai, domnule, că și eu mă uit în liste, și la mine intră unul și altul cu nume mare din televiziune și din alea, dar stau și îl verific. Măi, stai să vedem când și-o făcut lista, ce prieteni are, ce din... Nu? Domnilor, se poate atâta prostie? Vă rog frumos, noi suntem România, bă. Oameni care au rupt Europa și alte occidente. N-are voie să râdă nimeni de noi că suntem duluși. Noi trebuie să râdem de ei. Deci, ne-am înțeles. Mă gândesc să vă fac un clip, dar acum cu timpul ăsta prețios, că acum deja timpul mi-e prețios, trebuie să mă duc la Viper, la Mihai, că scot melodie, vreau pe luna iulie să iasă melodia anului pentru tineret. Să nu credeți că am să-l dărâm pe Salam, pe
Ciorbă pe Adrian, pe... nu, melodia anului pentru tineretul, care eu în lista mea am 95% tineret. Voi care mă face să pun camera ascunsă să o filmez pe Liana, că de-aseară nu mai vorbește cu mine. Ați văzut? M-am pus la mintea, la mintea voastră. Ce vă pot spune? Pe celelalte pagini, că intrați și îmi spuneți, Nelson, dă-mi și mie accept. Ar mai însemna să mai fac o pagină de Facebook. Deja, bă, cu 5 pagini de Facebook, dă-le încolo, că nu de alta, dar când unul îmi vorbește urât, trebuie să intru pe toate 5 să-l blochez. Și apoi, n-am răbdare, unde mă ca? Mami! Hai spune mami la băieți că nu ești pupălată. Liană! Nu vrea să vorbească cu mine. Băgată mai. Veveriță! Veverița mea! Bă, nu râde, bă, când mă te-ai supărată! Hai, mami, spune la băieți că nu ești pupărată! Sărutați-o buzelele ca petalele de trandafir. Pita, măti! Buzelele ca semnul de la Vodafone! Pita, măti, că m-a aruncat apă pe mine! Da, e bine, șoricilor! Uva, va, va, va!